Zi cu ghinion pentru un hoț din Brăila, bărbatul a pătruns în două apartamente din Sibiu, de unde a sustras mai multe bunuri. Unui locatar din bloc, bărbatul i-a părut suspect, așa că a sunat la 112, iar hoțul a fost prins. Bărbatul de 43 de ani a intrat prin infracție în cele două apartamente, forțând geamul de la baie. Între timp, polițiștii au împânzit zona bulevardului Mihai Viteazu și au reușit să-l imobilizeze exact în momentul când bărbatul se îndrepta spre autoturism. Au descoperit asupra sa mai multe sticle cu băuturi alcoolice, o cameră video, o tabletă, ceasuri și bijuterii. Polițiștii au verificat și autoturismul, iar aici au descoperit un laptop. Hoțul a fost reținut urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu cu propunere de arestare.